45. Aici s-a oprit Alexandru. Oastea macedoneană se îndreptă apoi spre râul Hipaisis, dincolo de care se spunea că sunt ogoare mănoase, bogății multe și felurite și oameni tot atât de pricepuți în cultivarea pământului, cât și în întocmirea legilor. Și pe deasupra erau și războinicii scusiți. Aceste știri înflăcărară imaginația, temperamentul și vanitatea marelui general. Cu tot din adinsul voia el să treacă dincolo, să ajungă până la malurile fluviului sfânt al indienilor Gangele și să devină stăpânul de necontestat al întregului pământ locuit pe acele vremuri. Nu tot acestea erau însă sentimentele și părerile ostașilor. După 8 ani de războaie neîncetate, grele și sângeroase, soldații ajunseră la limita din urma rezistenței lor trupești și sufletești. Nu-i mai interesau nici bogățiile, nici gloria, nici mirajul necunoscutului. În schimb, ei voiau cu toții să-și revadă patria, familia și prietenii. Unii își spuneau părerile pe ascuns în șoaptă, alții deschis și în auzul tuturor. Descurajarea, freamătul și împotrivirea oștilor amenința să ia proporții. Atunci Alexandru își adună ostașii și le vorbi deschis. M-ați urmat până acum fără murmuri și fără șovăire. Am câștigat împreună biruințe fără seamăn. Am cucerit țări bogate și am biruit popoare iscusite în războaie. Am îndeplinit totul cu ajutorul vostru. Curajul și brațele voastre au fost totdeauna cheză și a biruințelor. Alături de voi eu v-am împărtășit însă soarta. Bucuriile și greutățile războiului au fost deopotrivă ale mele ca și ale voastre. Suntem acum la sfârșitul greutăților. Am ajuns aproape de locul unde răsare soarele. Încă puțin și vom fi la Gange și la țărmul oceanului fără capăt. Curând, hotarele Macedoniei se vor întinde până acolo unde pământul însuși se sfârșește. Să nu faceți ca acei truditori ai pământului care mânați de lene, lasă să le scape din mână roadele ce dau un pârg. Încă puțin și veți avea biruința de plină, iar răsplata din urmă va întrece cu mult primejdiile. Temeiurile hotărârii se lășuiesc în voi, dar viața de erou ne cere să lăsăm celor ce ne vor urma o pildă nemuritoare și luminoasă de curaj și vitejie. Urmă un lung timp de tăcere. Nimeni nu îndrăznea nici să-l contrazică, nici să-l aprobe. De mai multe ori ceru Alexandru să îi se spună părerea. Abia într-un târziu se ridică și luă cuvântul tovarășul său de luptă, Coinos. Vorbind în numele ostașilor de rând, Coinos se pronunță pentru renunțarea la expediție. Campaniile de până acum se cerară mulți macedoneni, alții au fost răniți sau împrăștiați în diferite garnizoane ale Asiei. Cei care au mai rămas duc dorul după pământul lor. Obosiți după atâtea suferințe și lupte, nu vor mai avea puterea să continue expediția, iar dezastrul nu va putea fi evitat. Lui Alexandru nu-i plăcură aceste cuvinte care îndemnau la măsură și cumpătare și se închise 2 zile în cortul său, nădăjduind că soldații își vor schimba părerea și îl vor urma în noua sa campanie. Zadarnică a fost așteptarea lui Alexandru. Soldații au rămas neclintiți în hotărârea lor. Regele se văzu silit să ordone reîntoarcerea în patrie, sau, ceea ce nu era imposibil, poate își dăduse el însuși seama de riscurile pe care le comporta noua sa expediție spre Gange. Oastea întreagă salută cu entuziasm și strigăte de bucurie hotărârea marelui general. Mulți plângeau asemenea unor copii. Neînvins în lupte, Alexandru era învins acum de proprii săi ostași. Și ascultând de ostașii săi, regele macedonean n-a avut decât de câștigat. Poate că altfel s-ar fi pierdut într-un șir de lupte fără de sfârșit și fără glorie, care ar fi putut pune capăt în mod anonim strălucitei sale cariere militare. Pe malul râului Hipasis, Alexandru puse să se ridice ca o mărturie a faptelor sale 12 altare având fiecare o înălțime de 22 de metri. După indicațiile istorice de mai târziu, ele fuseră închinate tatălui meu Amon, fratelui meu Hercule, fratelui meu Apollo, Atenei celei prevăzătoare, etc. Pe coloana din mijloc sta scris: aici s-a oprit Alexandru. Apoi Alexandru aduse jertfe după datină zeilor și organiză jocuri și întreceri între soldați. În fine, după ce reîntări în stăpânirile lor pe căpeteniile indiene ce-i fuseseră fidele, armata primi poruncă, la finele lunii august a anului 326 înaintea erei noastre, să pornească pe drumul pe care venise, adică în direcția râului Hidraotes și apoi mai departe spre soare apune.